Mărțișorul este considerat simbolul primăverii, al revenirii la viața naturii și a tot ce o înconjoară. Este oferit în fiecare an pe data de 1 martie, zi în care se respectă o serie de tradiții și obiceiuri pentru un an îmbelșugat. Astfel, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, autoritățile locale organizează și de această dată târgul de mărțișoare pe promenada Crișan. Peste câteva zile, publicul este așteptat la un târg de mărțișoare pe promenada Crișan din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Târgul de mărțișoare în acest an are deja 80 de înscriși, dar în perioada următoare se mai pot înscrie până data de 25, când va fi prima zi în care se și vând mărțișoare, până în data de 2 martie, iar cei care vin cu flori pot să stea până în data de 8 martie inclusiv. Așteptând ca toți severinenii să aibă de unde alege mărțișoare frumoase pentru cei dragi, dar și din punctul acesta de vedere sperăm să fie o diversificare cât mai mare și prețurile să fie în concordanță cu bugetul celor care vin și achiziționează. Ziua de 1 martie înseamnă începutul primăverii calendaristice, dar pentru români este strâns legată de tradiția oferirii de mărțișoare, un simbol străvechi prin care se celebrează schimbarea de anotimpuri și renașterea naturii. Inițial, mărțișorul era o monedă din aur sau din argint, la care se atașa o sfoară făcută din două fire răsucite. Mai mult, există credința conform căreia această amuletă aduce noroc și fericire. Fetele îl purtau timp de 12 zile la gât, după care îl prindeau în păr și îl țineau astfel până ce înflorea primul pom, de obicei până la sfârșitul lunii martie. După aceea, cu șnurul legau o creangă a pomului, iar cu banul respectiv își cumpărau caș, pentru ca tot anul să le fie fața frumoasă și albă. În zilele noastre, de 1 martie, femeile primesc mărțișoare legate cu un șnur alb-roșu, ca simboluri aducătoare de noroc și bunăstare. Roșul este considerat culoarea primăverii, iar albul culoarea iernii. Se asociază, de obicei, flori timpurii de primăvară.